Sute de cadouri au fost împărțite de Moș Nicolae copiilor din Frasin. Surpriza a fost pregătită de conducerea administrației locale pentru ca toți copiii cu minți din oraș să se poată întâlni cu unul dintre cele mai iubite personaje care au existat vreodată. În acea zi, în orașul Frasin, a avut loc și aprinderea oficială a luminițelor în bradul de Crăciun, acțiune realizată de edilul șef al orașului, Marinel Balan, cu sprijinul celor prezenți. Primăria orașului Frasin, împreună cu Consiliul Local, a organizat și anul acesta acest eveniment. Un eveniment care prevestește sosirea celor mai frumoase sărbători de iarnă. Un eveniment edificat de subsemnatul din 2008, de atunci când am îmbrăcat pentru prima dată haina de primar, și mi-aș dori ca în continuare acest eveniment să persiste. Mulțumesc cu această ocazie tuturor colegilor mei, în frunte cu viceprimarul și terminând cu electricianul, care l-am chinuit 2 săptămâni, zi la zi, de dimineață până seara, să facem o atmosferă cât de cât luminată, de placul dumneavoastră. Să fie luminată, pentru că e aprinderea luminilor. Era culmea să fie întunecată. Da. Miile de lumini, de beculețe aprinse în această seară, bradul de Crăciun care urmează să-l aprindem împreună cu dumneavoastră, pachetele pe care le-a oferit Moș Nicolae copiilor dumneavoastră și, în ultimul rând, acest frumos spectacol reprezintă respectul pe care îl are Primăria Frasin pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră. 3, 2, 1, 0! Aprinderea luminilor la Frasin 2019. În timp ce locuitorii mai mici ai orașului Frasin se bucurau de darurile primite, administrația locală nu i-a uitat nici pe cei mai mari, pregătindu-le un spectacol pe cinste, în care piesele de rezistență au fost ansamblul Balada din Gura Humorului, Maria și Mihai Nemeș și Văru Săndel.
În ciuda frigului de afară, sute de frăsineni au răspuns invitației primăriei, iar petrecerea a ținut până târziu, în noapte. Cu toată prietenia și cu toată sinceritatea pentru domnul Văru Sândel. Domnul Văru Sândel, vezi de treaba. Pentru domnul primar și doamna viceprimar. Așa. Pentru că sunt niște oameni deosebiți, am cunoscut azi și îmi face deosebită plăcere să vorbesc cu ei și să stau de vorbă cu ei și cu siguranță îmi doresc să mai revin și să revenim sunt aici la dumneavoastră. Niște oameni, așa e fain. Una, două, trei, să simte cu gândul la Marie. Șofer n-a scăpat până nu l-am controlat, măi. Lasă-mă, lasă-mă, cu de-astea scutește-mă. Nu știu ce-i aia ispită, vă dar la tare e mită. Și lasă-mă, lasă-mă, cu de-astea scutește-mă. Nu știu ce-i aia ispită, te bag la tare e mită. Zii, mă! Verișoși, verișoare, vrei la gheal, vrei la gheal, motorina mă omoare. Mai, nu o tic, pornesc motorul, să dau la gheal, să dau la gheal, s-o și cu litre de vorul. Se-i moară capra, se-i moară lui, se-i moară capra, vecinului.
Se moară Cafra, se moară lui, se moară vecinul lui. Mai domne, oare oare cum a fi? Păi ca la noi țară zici că nu-i nicărim. Tu l-ai domne, oare oare cum a fi? Ca la noi țară zici că nu-i nicărim.